Această rubrică vă este oferită cu sprijinul Dentalis. Bine v-am găsit la Fii bine cu tine! Preoții spun că putem trage păcatele străbunilor noștri încă de la 7-a generație, dacă au greșit cu ceva. Medicina spune în felul următor: putem să moștenim boli cu transmitere genetică, și aici mă refer atât la bolile psihice, cât și la cele autoimune. Cât adevăr găsim în cele spuse, vom vedea în emisiunea de astăzi. Invitatul meu este conferențiar universitar dr. Alexandru Nemțoi. Ca de fiecare dată, îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să fii aici și bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! În ce specialități medicale întâlnim boli cu transmitere genetică? Moștenirea genetică există cam în toate specialitățile medicale, pentru că noi moștenim de la părinții noștri, de la străbunii noștri, atât predispoziția către anumite afecțiuni, cât și multe alte lucruri. Și atunci putem spune că această moștenire există, doar că moștenim și ceea ce este bine sau ceea ce este rău. Și de multe ori există și combinații de la părinți care nu se potrivesc și atunci putem avea o predispoziție spre anumite afecțiuni. Putem să spunem care sunt specialitățile în care întâlnim mai des boli cu transmitere genetică? În primul rând sunt specialitățile, poate începând chiar cu hipertensiunea arterială, care cei mai mulți dintre noi după o anumită vârstă suferim și avem o predispoziție și genetică, dar și stilul de viață care se corelează, pentru că de multe ori această moștenire, să spunem, spre anumite afecțiuni, poate o putem preveni prin a avea un stil de viață. Și aici dau un exemplu: hipertensiunea și asocierea cu consum excesiv de sare. Diabetul, poate diabetul la fel, care este ca și moștenire, dar stilul de viață, un stil de viață sănătos îl putem preveni. Și multe alte afecțiuni, cum sunt cele din reumatologie, unde avem foarte multe boli autoimune. Și eu, ca și chirurg oral și maxilofacial, pot vedea aproape în fiecare zi câte o manifestare a acestor boli la nivelul cavității orale. Endocrinologia intră în această ecuație? Și endocrinologia și... Cred că în fiecare specialitate medicală am putea discuta despre o boală, despre o afecțiune, cel puțin, care are ca și transmitere o moștenire. Putem cu ajutorul geneticii să prevenim aceste boli cu transmitere? Spuneai mai devreme de diabet. De diabet, așa cum spuneam, noi nu putem alege ceea ce moștenim în momentul de față, dar în același timp stilul de viață, acea epigenetică, da, tot ce înseamnă factor extern care ne influențează organismul nostru, corectând aceste lucruri în stil, putem preveni aceste predispoziții. Care sunt afecțiunile autoimune cu manifestare la nivelul cavității orale? Noi, la nivelul cavității orale, așa cum îmi place mie să spun că această cavitate orală este o carte de vizită a întregului organism, a întregii sănătăți, de multe ori putem vedea manifestarea unei boli genetice, unei boli autoimune și nu numai. Ca și forme de manifestare, în primul rând, noi la nivelul cavității orale nu avem doar structurile dentare, adică noi nu suntem doar specialiști în a trata dinții, mă refer la medici stomatologi sau la chirurgi maxilofacial, de a pune un implant dentar pentru a restaura un dinte. Noi ne uităm și examinăm și mucoasa limbii, care ne putem da seama atunci când avem o anemie cu anumite manifestări specifice, mucoasa obrajelor, care de cele mai multe ori este locul unor manifestări specifice, unor boli chiar autoimune, cum este pemphigusul, cum este lichenoplan. Aici, în cea de-a doua afecțiune, este o întreagă contradicție. Unii spun că este boala autoimună, unii spun că nu face parte din categoria bolilor autoimune. Ce putem spune? Că este o afecțiune prin care sistemul imun este excesiv și atunci luptă împotriva unor celule și se manifestă cu leziuni ulcerative la nivelul obrajilor, care nu sunt de cauză traumatică, adică nu avem o proteză dentară care să bată acolo sau să mușcăm aiurea, ci apar datorită acestor lupte ale sistemului imun cu anumite linii celulare pe care organismul le are. Și atunci am pemphigus, care poate avea și manifestări cutanate, așa cum și lichenoplan, și la nivel de mucoasă, și implicit mucoasă orală, de la simple leziuni până la
anumite colorații ale mucoasei obrajelor, cum sunt acele leziuni albicioase dispuse în rețea care apar pe obraj, iar pacientul ce simte? Că de multe ori nu se sesizează. Simte usturime, simte o sensibilitate la rece, o sensibilitate la cald sau este consumator de murături sau mâncare condimentată. Și atunci vine că simte că ceva nu e bine acolo. Și de cele mai multe ori, printr-o biopsie de mucoasă, putem stabili un diagnostic și, bineînțeles, cum ați spus și mai devreme, în echipă cu dermatologul, endocrinologul, reumatologul, se dă și o medicație sau un tratament medicamentos cu corticosteroizi și multe alte medicamente, cum sunt până la urmă și terapiile biologice, care sunt ca ultimă șansă pentru anumite categorii de pacienți. Pacienții care au boli autoimune și au copii, ce ar trebui să facă copiii când știu că părinții au astfel de boli? Cum ar putea să prevină? În primul rând, controle periodice și, în același timp, de exemplu, o boală cu manifestare la nivelul cavității orale din categoria acestor boli autoimune, bineînțeles, trebuie să aibă o igienă foarte bună, să prevină fumatul, adică să nu se apuce de anumite viciuri. Controlele periodice, pentru că în momentul în care apare o manifestare, să poată fi diagnosticată și, într-un stadiu incipient, să poată fi ori oprită în evoluție, ori chiar tratată acea afecțiune. Adică asta e cel mai important. Deci prevenția ar fi foarte importantă. Pentru că și cancerul cel mai mult dintre noi îl moștenim, sau predispoziția către anumite afecțiuni canceroase. Deci la fel și cu acest aspect. Nu știu, eu în rândul pacienților sau în rândul comunității mele am colegi sau mai în vârstă sau mai tineri care le spun: aveți tatăl care a murit de cancer de colon. De la 40 de ani începem să facem câte o colonoscopie anuală, preventiv, adică chiar dau recomandarea asta așa ca sfaturi de viață, pentru că nu știi niciodată ce moșteni, polipii intestinali care apar. Deci clar, îi vedem și la copiii celor care au avut aceste suferințe. Poate da biopsia greș? Bineînțeles. Biopsia, în primul rând, este un act chirurgical și atunci trebuie să știm cum să recoltăm și de unde să recoltăm și să trimitem materialul bun și suficient de bun încât să poată fi examinat la un microscop corespunzător și, în același timp, depinde de competențele și experiența patologiei, pentru că acești anatomopatologi, colegii noștri care pun diagnosticul, sunt și ei supra-specializați în diverse ramuri ale întregii medicini. Și atunci este important ca acea biopsie, chiar dacă ajunge pe mâna unui coleg care nu neapărat are experiență, să ceară sfatul unui alt coleg, unui alt centru medical și atunci să avem un rezultat optim. Nu se mai face încă o dată o biopsie în cazul acesta, dacă este negativă? Dacă rezultatul este sigur negativ, să spunem, și țesutul nu este corespunzător, se mai poate recomanda. Sau de multe ori putem stabili un diagnostic clinic, nu știu, o anumită patologie sau imagistic și biopsia să infirme și să fie adevărat rezultatul. Adică există și aceste tumori, de exemplu borderline, adică sunt la limită de a fi benigne sau maligne și atunci este destul de greu și o provocare și pentru colegii din anatomie patologică. Ce se întâmplă atunci când avem analiza biopsiei negativă și markerii tumorali negativi? Știm că pacientul acela este sănătos. Dar ce facem atunci când avem analiza biopsiei negativă și markerii tumorali crescuți? Aici cu markerii tumorali este o întreagă poveste. Nu înseamnă că dacă am un marker tumoral crescut, care este specific un anumit organ de a avea o tumoră, înseamnă că am și tumora. Pentru că acești markeri cresc și în inflamație. Și atunci există riscul să te sperii la o analiză în care vezi un marker tumoral. Asta nu înseamnă. Din acest motiv este nevoie de o abordare integrativă a pacientului, adică să fie corelat și cu biopsia, și cu partea clinică, și cu partea imagistică prin care pacientul a fost investigat. Înseamnă că trebuie să repete acest proces? În primul rând, dacă un marker a crescut, trebuie să se prezinte la medicul de specialitate. E un marker pentru o tumoră pancreatică, clar, mergem la specialistul gastroenterolog sau chirurgul digestiv, investigația care le examinează, care îi cere anumite investigații imagistice și care îi dă toate explicațiile. Adică este bine să fie într-un context în care să fie și o interpretare a acelei analize.
Aici vă pot da un exemplu personal. Am făcut și eu un marker tumoral la un moment dat și era foarte crescut din cauza unei afecțiuni gastrice inflamatorii. Dar tratăm inflamația și după aceea, exact, la o lună de zile, două repetăm luni, repetăm markerul tumoral. Și atunci există riscul să te un pic de stres diagnostichez și tratez și nu e bine, nici pentru medici, ca să vă dau și exemplu. Adică e bine să colaborăm și cu colegii de alte specialități. Cum tratăm, cum abordăm holistic această problemă a imunității? În primul rând, echipele medicale. Deci, în primul rând, dar pacienții trebuie să ajungă la un coleg care efectiv să lucreze într-o echipă și atunci să recomandă, că de multe ori noi nu știm oamenii de rând să știm, trebuie să mă duc și la reumatolog, trebuie să mă duc și la diabetolog sau hematolog atunci când am o afecțiune. Important este, și asta este și medicina prezentului, în care îl abordez pe pacient, îl văd din punct de vedere a specialității mele și dau recomandare să urmeze calea, nu știu, spre un alt coleg, altă specialitate. Și mi se întâmplă frecvent și mie și colegilor mei lucrul acesta. Este sau, un lucru de echipă. Sau ne prezentăm la un spital care are o echipă multidisciplinară, la o clinică privată cu echipă multidisciplinară sau centre care colaborează între ele. Și în felul acesta echipele vor avea reușită. Mulțumesc pentru toate aceste informații. Nu uitați, dragi prieteni, prevenția este foarte importantă. Până data viitoare, fii bine cu tine. Pe curând! Această rubrică v-a fost oferită cu sprijinul Dentalis.